Salut, săgetători! Voi face citirea pentru luna nouă și eclipsa parțială de soare din Scorpion. Pentru voi este casa 12-a, o casă sensibilă, o casă karmică, o casă a secretelor, a misterelor, a sacrificiului, a izolării, a sănătății. Deci, sunt foarte multe aspecte în această casă, asta vreau să spun, datorii, să vedem ce schimbări veți avea, fiindcă această eclipsă ne aduce schimbări, ne aduce răsturnări de situații, secrete pe care le aflăm. Să vedem ce spune tarotul ermetic pentru voi. Aveți o situație mai dificilă, să zicem, dar nu puteți spune mai dificilă. Am putea spune mai repede, împărțiți banii pe care îi aveți destul de rațional, astfel încât să aveți acea protecție, să puteți să aveți bani și pentru a vă simți bine, dar și pentru a plăti ceea ce aveți de plată. Deci este un echilibru al banilor, mai ales prin faptul că acest doi de monede arată că voi mai faceți ceva, ce mai faceți și puteți să obțineți, eu știu, niște bănuți în plus față de ce aveți salariu. Deci munciți ceva mai mult, eu știu, ore suplimentare, ceva și primiți niște bani în plus. Regele de monede și el vă este o persoană, am zice, un bărbat cu ascendentul Zodia în Taur. O persoană care poate să vă sprijine, să vă ajute cu bani, să vă ofere un împrumut pecuniar, un ajutor. Și este un aspect foarte benefic pentru voi, adică puteți să beneficiați de acest sprijin. Și totuși aveți sacrificatul. Sunteți sub o formă sau alta țapul ispășitor. Scos țap ispășitor, scos vinovat pentru o situație. Nu puteți să vă eliberați dacă nu vă schimbați concepțiile voastre, fiindcă nu puteți schimba concepțiile celorlalți. Dar trebuie să vă schimbați concepțiile voastre. Din câte observați, aici avem Neptun și, bineînțeles, acest bărbat care este prins de un picior și în rest are acest triunghi care are și el o semnificație tot la fel legată de conștiința voastră. Trebuie să vă schimbați această conștiința voastră. Vom merge mai departe să vedem ce spun și runele pentru voi, săgetătorii. Bun, deci aici am putea spune că vorbim de o situație negativă.
aveți un sfat. Un sfat dat intenționat de o persoană care a vrut să vă vulnerabilizeze, să vă aducă în puterea ei, să vă țină cumva într-o anumită situație. Acest secret al acestei persoane îl veți afla. Și este un secret urât, un secret care vă dezamăgește, arată dezamăgire. Cum să spun, o stare așa de nemulțumire și totul s-ar părea că este legat de familie, din familie poate să fie această persoană care vă dă acest sfat și ascunde acest secret și s-ar putea să ajungeți să preferați să părăsiți familia, să vă separați de familie. Cam acesta este aspectul, tendința de a vă separa de familie. Deci nu este un aspect deloc benefic. Dar totuși aici aveți o rună care este de condiționare, o rună care arată în primul rând că dacă veți fi corecți, să vă doriți numai dreptatea, numai adevărul și fermi în ceea ce faceți, veți reuși să schimbați această situație negativă într-o situație benefică pentru voi, prin a vă folosi intuiția sau poate să reprezinte o participare la un concurs sau la niște cursuri superioare, să absolviți o facultate, să obțineți o calificare sau poate să reprezinte chiar o energie feminină, o femeie puternică. Puteți fi voi acea femeie puternică sau poate să fie o femeie puternică de lângă voi, care vă ajută, vă susține această intuiție, vă dă acele sentimente bune, daruri materiale, daruri spirituale, vitalitate, declarații. Este un aspect de victorie, de reușită. Deci, o situație foarte benefică pentru voi și această susținere din de partea aceasta, adică este intuiția, este runa intuiției. Această intuiție pe care puteți să o folosiți sau intuiția unei femei, atunci veți avea parte de o schimbare radicală în viața voastră în următoarele luni. Această rună spune că vă susține să încheiați aceste aspecte negative și toate să fie încheiate în avantajul vostru, dar și să vă schimbați total viața. Vă schimbați viața cu 180 de grade. Va veni ceva nou în viața voastră. Va fi altceva. O situație benefică. Deci, aspectul este foarte bun, această rună a schimbării. Este o schimbare rapidă. Poate să reprezinte o relație nouă, venirea unui copil, deci în familie. După această rună, unde clar familia v-ați despărți, v-ați separa de familie, aici poate să reprezinte o familie nouă sau, nu știu, revenirea în familie în urma unei explicații, a unei relații bune. Deci, cam aceasta ar fi etalarea, dar eu zic că trebuie să vă așteptați și la aspecte benefice în viața voastră după această eclipsă, dar în primul rând la schimbări, schimbări foarte bune. Vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.